Deci în momentul în care directorul Bibliotecii Județene Ion Heliade Rădulescu, distinsa Agnes Erich, profesor doctor universitar, m-a incitat, întinsându-mi această carte, să o citesc și să zic două vorbe și un cuvânt azi aici, am avut în primul rând, cum să spun eu, o mută întrebare. Ce poate fi? De numele Cornel Constantin Ciomâscă, fiind un veteran al presei, nu numai dâmbovițeni, dar și românești, am aflat, încă de după 1990, văzând câteva publicații în care domnia sa și-a așternut semnătura, chiar și emisiune televiziune, nu știam că am scris-o. Și atunci, firește, m-am aplecat în zilele care le-am avut la dispoziție pe firele acestei cărți, să văd ce îmi poate transmite, ce pot eu să înțeleg din aventura eroului sau eroilor acestei cărți, dar mai ales a eroului principal, al fostului securist, Petre. Vedeți dumneavoastră, la ora actuală nu se întreabă, și mai ales tinerii care nu știu, iată, avem tineri acum la 25 de ani, deci a intrat maturitate, născut odată cu momentul revoluționar, ce a fost aia securitatea? Ce a însemnat securitatea? Iar în ultima vreme avem o dezbatere, dacă vreți, destul de interesantă și de vicleană, apropo de rolul securității într-un stat. Fie că a fost el comunist, cum a fost cazul nostru, fie este că e un stat de democrație liberală, capitalistă, ce rost au serviciile secrete, a apărut o literatură extrem de bogată vizând serviciile secrete și chiar, iată și, ce au însemnat în viața noastră, a apărut între timp, sau nu, au apărut două lucrări, într-adevăr, extrem de bine documentate privind regimul comunist în România cu serviciile sale secrete în lăuntru. Este vorba de cele două volume ale unui istoric american, Larry Lewis, ferește-mă, Doamne, de prieteni și cei din urmă vor fi cei din tâi. Și atunci când am văzut despre ce este vorba în carte, am zis, hai să o străbat până la cap. Dacă fac o mărturisire sinceră, nu întotdeauna cărțile care îmi cad în mână, mai ales că o viață întreagă am tot colicărit la ziarele pe unde am lucrat cărți, unde le-am citit și în diagonal. Că n-ai timp să ne citești pe toate, așa. Vezi dacă îi spune ceva, dacă te atrage, bun. Și atunci am început lectura acestei cărți cu muta întrebare a omului care la rândul îi scrie și care face și cronică literară câteodată, cronică de întâmpinare mai ales. Și am început să mă fure, cum se spune, să intru în materia romană. Și am observat că, dincolo de planul principal, destăinuirile, povestirea lui Petru, posturi de securitate, are și alte planuri. Planuri interesante, planuri incitante. Planuri care ar putea să pară strani pentru anumiți cititori. Anumiți cititori, mai ales care se aplică cu asiduitate asupra lecturilor. Desigur, cartea are un desfășurare cinematografică. Domnul Ciomâscă, iată, a predat și la jurnalism, a lansat și talk show-ul în primii ani de după Revoluție, deci are o experiență cinematografică. Și cartea are o asemenea derulare cinematografică, începând de la momentul, într-adevăr, al întâlnirii, cum spunea și Părintele Consilier, dintre autor și dintre erou, iată și o reproducere din Tinerama, ceea ce m-a dus, poate să-mi confirm sau nu, domnul Ciomâscă, că s-a pornit la o realitate. Deci, e o poveste care a existat în Tinerama, un ziar care a făcut oarecare vâlvă în primii ani de după Revoluție, între timp a dispărut, cum dispar foarte multe ziare în România, pentru că ziarele apar, dispar ca și posturile de televiziune, funcție de anumite interese economico-patronale și dintr-un acest subiect, care pe mine unor ca ziarism întristează. Și atunci am zis, domnule, hai să vedem ce vrea să zic autorul despre drama sufletească, în fond, de conștiință acestui ofițer de securitate, care intră în rândurile securității torționare, vedeți că se vorbește și de o anumită securitate, care nu a fost chiar torționară. Vedeți această dihotomie, pe măsură ce timpul se depărtează de momentul 22 decembrie 1989 și se fac comparații cu alte servicii de
informații din țările de democrație sau din fosta Uniune Sovietică, din actuala Federație Rusă. Și acum știm că au fost niște securiști care se ocupau de protejarea intereselor economice ale României dincolo de votare și ăia din țară, care, într-adevăr, erau torționari, cei care chinuiau, așa, supuneau unor casne și morale și fizice, românii care nu vreau să răspundă unor comandamente ale regimului și mai ales perioada bolșevizantă din anii obsedantului deceniu, cum a fost unul mai din perioada ocupației sovietice. Acest personaj intră în acea perioadă în securitate. Când, vedeți, se întâmplă lucruri strane. Și ne punem întrebarea, în ce măsură o parte din lucrătorii, cum se numeau ei în limbajul epocii de securitate, erau chiar vinovați într-un totul, fiind conștienți de ceea ce fac. Fiind conștienți că fac un rău. Este interesant cazul acestui Petru. El când intră în securitate, venind dintr-o lume de jos, el crede în politică. Vreau să spun că mulți români au crezut la un moment dat, hai să fim serios, să nu ne mai dăm cum fac unii după colț, au crezut la un moment dat într-o anumită ideologie. Iar cei care erau în securitate erau atât de bine educați să creadă că ei erau aia care au exploatat burghezii, moșierii, care erau tratați culmea pentru o întoarcere de sensuri ca torționari din vechea epocă, de dinainte de al doilea război mondial. Deci lucrurile sunt destul de complicate și trebuie să fie foarte bine descrucite. Ceea ce încearcă să facă acest roman al domnului Ciomescă. Pentru că pornește la momentul, nu mai intru în povestire, pentru că am văzut filmul, l-a povestit Părintele Consilier, subiectul romanului. Fac numai, cum să spunem, o privire hermeneutică asupra acestei cărți. Deci eroul are un parcurs interesant. Mai ales în momentul în care îi cunoaște pe Gheron, dar pe călugărul, Părintele Filip, de care începe să lege, dacă vreți, chiar din perioada torționalismului, o anumită afectivitate. Bizară. Lombrozian, la un moment, dacă vreți, dar există acolo. Știți că uneori victima devine dependentă de torționar și se întâmplă și lucruri invers. Până în momentul Revoluției. Apoi, vedeți, are și o desfășurare simfonică această carte. Povestește, deci eroul principal se mărturisește, pentru că asta se întâmplă în această carte, este o mărturisire și pe măsură ce se derulează filmul, vin și aceste intruziuni interesante de filozofie creștin-ortodoxă, care este bine ilustrată cu citate din Vechiul Testament, mai ales din Psalm. Este o lectură pe care nu trebuie să o parcurgi în fugă, ci cu foarte multă atenție ca să înțelegi și sensurile celelalte care sunt uneori subiacente în această carte. Dar vine la un moment dat un moment care pe mine chiar m-a scos din sine. Pentru că venea pe un subiect foarte drag, să zic așa, inimii mele. Pentru că am scris și scriu pe acest subiect, apropo despre ceea ce a însemnat civilizația veche a poporului român. Și vine la niște lucruri peste care se trece cu foarte multă ușurință, astăzi trec chiar academicienii noștri de frunte. Și pe care eu uneori am curajul istoricului, care sunt, să-i condamn că nu se apleacă. Și o fac în scris, o fac public, o fac mai discuții de lansări de carte. Și condamn că nu se apleacă. Că nu vor să fie atenți la istoria noastră. Și să învățăm un lucru esențial. Că nu totdeauna istoria este cea pe care o învățăm în școală. Sau o învățăm chiar în facultate. Eu am învățat istoria, sau o învăț și acum, ca și unul meu prieten, un istoric distins de asemenea, doctorul Ștefănescu, poate să mă confirme ca și Părintele Consilier. În istorie nu poți să te cantonezi în lucruri deja bătute în cuie de academicieni, care nu vor să iasă, pur și simplu. Este teamă să iasă din anumite lucruri. Ori
Domnul Ciom, însă că are curajul să vină cu o, dacă vreți, o provocare care s-a lansat cam de vreo 15 ani în spațiul românesc al cunoașterii istorice. Cine suntem noi români? De unde vinem noi români? Suntem neapărat chiar urmașii daco-romanilor? Înainte de daco-romani, dacii au călătrit așa în pustie și după ce au venit trupele imperiale, s-a produs acea, cum să spun eu, amestecătură rasială și deodată noi suntem numai daco-romani. De ce în perioada mileniului întunecat, și mă opresc aici pentru că v-am spus, m-a incitat extraordinar, în perioada întunecatului mileniu după retragerea aureliană de la 271-275, deodată s-a instalat așa un întuneric, o beznă în istoria românească, până în momentul apariției voivodatelor din Transilvania și din Muntenia și din Moldova. Nu e adevărat. Sunt documente care ne spun că am fost și suntem parcă puțin altceva decât neapărat numai daco-romani. Și că în perioada de existență, de periodică a poporului român, într-adevăr, refugiindu-se în Carpații săi păduroși, la marile invazii stepice, cum se numesc, ale tătailor, unilor, pecenegilor, cumanilor, ce au trecut, slavă Domnului, pe pământul ăsta, o mulțime de năvălitori și ne-am rămas. Suntem aici încă. Uitați-ne, vorbim și vă lansăm o carte. Și domnul Ciomâscă vine și aduce în sus o carte pe care eu, datorită unei doamne, am avut șansa să o studiez, doamne Enăchiu, și care ne spune un lucru extraordinar. Că ceea ce promovează și acum cu destul o sârdie istoriografia mai chiar nu este adevărat. Ați auzit cumva de codul de la Rohonții, dumneavoastră? Poate istorice să fie auzit. N-ați auzit, vedeți? Pentru că Academia Română nu vrea să spună. Există cod de Rohonții. Am avut o discuție cu prietenul meu, academicianul Răzvan Teodorescu, îi spuneam de ce Dumnezeu și la tratatul de istorie, ultimul tratat mare de istorie, nu vreți să vă aplicați pe documente existente, la care distinsul academician mi-a spus, ce vrei, drag, există o teorie și noi nu putem să ieșim din teoria asta dacă romanismului și a faptului că în perioada întunecatului mileniu, unii spun că au fost și înăvălitori. Ei, în perioada aia, vreau să vă spun că acest codex Rohonții pe care îl amintește aici autorul și pentru asta am fericit că a avut curajul ăsta, este mărturisirea Părintului Filip de altfel aici. Noi am existat. Trebuia să facă cineva. Noi am existat. Exact un mare stat. Pe toată partea Transilvaniei centrale, pe partea de nord a Muntenii, pe partea de vest a Moldovei, statul unui dux, Vlad. Deci în perioada când spuneam că noi rătăceam prin munți, veniseră ungurii peste noi, ne-au cucerit, până la urmă nici ungurii nu erau hotărâți, că chiar și în istoria maghiară pe care eu am studiat la un moment dat pentru o teză mea de doctorat, nu erau prea siguri până unde au ajuns. Avem acum povestea asta cu Sfântul Secuiesc, cu Secui, nu în Tunia, pentru că e destul de complicată, dar avem o mărturie pe care o face Părintele Filip. Și iată, autorul încă o dată a avut acest curaj să amintească. Că noi am fost, am avut statalități. Pentru că, iată, mai recent, presa maghiară și istoriografia maghiară și mamculți români, am vrea să o spun, istorici chiar, spun că noi nu aveam dreptul la Transilvania și nici la unire, mai avem 4 ani până la centenar. Nu aveam dreptul la unire pentru că ungurii când au venit, atenție, este vorba, amintesc acum, nu vine odiosa pentru mine, amintesc de o mare istoriță, care pentru mine este o mare surpriză. Că noi nu aveam dreptul, că românii nu trebuiau să facă unirea pentru că ungurii, când au venit dinspre câmpia panonică în Transilvania, perioada în care deja exista statul ăsta, așa, n-au găsit pe nimeni. E o veche teorie, noi într-un iarul ăsta, șulț și așa mai departe. Și că dacă n-au găsit pe nimeni, noi ce pretenții mai avem să cerem, nu așa, să milităm pentru Transilvania românească? Fals. E aici este una din mărturii că noi am fost. Că ei ne-au cucerit.
Că i-au luat la statalități românești existente în acest spațiu. M-am oprit la acest lucru pentru că, la un moment dat, am stat și am judecat de ce autorul a introdus în această carte, în mărturisirea lui Gheronda Filip, acest moment. Autorul a simțit nevoia, într-un moment în care încercăm să ne regândim istoria, să ne regândim locul nostru în această parte de umanitate, să spun acest lucru. Acest Gheronda care stă în chilia lui, stă acolo, gândește, a suferit, l-a chinuit acest Petru, care mai pus o tâlhărie de ordin sexual, ca să nu intru în ea, se va întâlni cu victima lui, deci, de fapt, el, din familia lui Filip are două victime, așa? Trei chiar, da? Și una dintre victime, cea care are un copil, care devine călugărul Marc, este cea care îl îngrijește în mersul. Mă rog, astea sunt de în partea romanescă pe care, dacă vreți să citiți romanul, o să le găsiți și o să vă intereseze. Dar ar fi, ăsta este îndemnul meu, să citiți romanul și dincolo de subiectul respectiv. Subiectul respectiv poate să pară și un tip propriu. Adică, domnule, torționarul care se reîntâlnește cu victima, îi se întâmplă niște lucruri extraordinar de barbare, își bate din joc de Petru, ajunge în mănăstirea unde este și Gheronda Filip. Aici dă și peste fiul său, din flori, bineînțeles, și peste cea de care și-a permis să-și bată în joc, și-a permis că era o fete de securitate și își putea permite orice. Deci sunt lucruri care țin de partea de construcție romanescă a acestei cărți. Numai că ea, spuneam, are o derulare cinematografică și o derulare simfonică, mai ales de acele intruziuni de filozofie creștină, dar și de trimiteri către ceea ce suntem noi români. Și atunci romanul îl înțelegi într-o anumită stare de ipostazialități. Nu numai una singură, nu numai partea romanescă chiar. Pentru că, la urma urmelor, el se închide, dacă vezi, foarte creștinește romanul. Gheronda, Filip, moare chiar în brațe de torționare. Îl iartă, contribuie la călugărirea lui, foarte frumos deschis momentul când intră în călugărie, fostul torționar, se închide un cerc unei existențe, cu gustările de conștiință. Dacă vreți, avem aici și o trimite către filozofia noastră, dacă e existențială, oarecum fatalistă, din Miorița. Deci, autorul nu a vrut să descrie numai, putea să o facă simplu, într-o jumătate de carte, dând afară niște lucruri, cum e și cel legat de codeslocomții și să termină cartea. Dar nu știu, asemenea cărți există și pe tipul de polisie. Și atunci să-mi ține voia să, cum să spun eu, să augmenteze romanul cu aceste trimitere filozofice și cu această trimitere la istoria noastră. Între un fel de mărturisire de deplină conștiință, omul de-abia către sfârșitul vieții, datorită călugărului Filip, conștientizează ce a fost el, ce a făcut. Și se închide romanul, spuneam, la modul foarte, foarte hristic, a întors părintele Gheronda Filip, întoarce și celălalt obraz, în sensul că îl creștinează și îl călugărește. Deci, iartă. Bine, cine citește roman, pentru că avem și foarte mulți, chiar în teritoriul română, oameni care au așa o privire bolșevică uneori. Știți că noi creăm un alt tip de bolșevism în democrație. Avem foarte mulți intratabili, ca sunt, domnule, nu iertăm, nu facem nimic. Pot unii să întrebe, domnule, este de iertat un ofițer de securitate, un torționar? Au făcut multe rele. Chiar aveam o discuție cu părintele consilă, cu un mamă înainte, și lui mărturisea cândva, un ofițer se cumea mărturisit și mie, domnule, în momentul când în anii 50, alianismului intram în securitate, ni se spună niște lucruri. Și noi am crezut. Unii dintre ei, sincer, au crezut că așa este, de bine. Nu erau conștienți de tragedia pe care o produceau. Ce-au crezut la regimul, pentru că le băgau în cap și erau de elanți. Puțin, acum unii sunt, iată, sunt, i-a luat Dumnezeu, unii au părăsit această lume, puțin, cazul lui Petru, înțeleg în sfârșit
se luminează prin creștinism, prin, dacă aveți, prin euharistie, pentru că e mărturisire. Pentru, eu pot să spun așa, această carte se derulează sau se desfășoară romanesca tramă între euharistie, într-o mărturisire de conștiință, și se închide, se închide cu ce? În isihasm, adică într-o tăcere, într-o liniște. Moartea lui Gheronda Filip și tăcerea care isihastă a lui Petru, a eroului principal. Este o carte de învățătură. Este o carte care trebuie citită, revin asupra ideii, cu foarte multă minuție, nu lecturată în fundă. Pentru că în momentul în care e închis ultima operă, ai sentimentul că l-ai descoperit pe Dumnezeu. Fericită Dumnezeu! Mulțumesc!